O nouă ceartă în Consiliul Județean. Mărul discordiei au fost banii ce vizau primăriile gorjene. Liberalii s-au opus hotărârii, considerând că edilii lor din teritoriu au fost dezavantajați. Este vorba într-adevăr de niște previziuni privind repartizarea sumelor defalcate din TVA. Majoritatea primăriilor Partidului Național Liberal au zero. O să vă pun la dispoziție previziunile Consiliului Județean Gorj privind aceste sume și o să vă dau și câteva exemple. Primăria Arcani, PNL 0, Primăria Bălești, PNL 0, Primăria Câlnic, PNL 0 și Berlești, PNL 0. Vă spun câteva pe care îmi vin acum în memorie, însă sunt mult mai multe. Considerăm că locuitorii comunelor administrate de primari PNL trebuie să beneficieze și ei de sume de la bugetul local, pentru că nu sunt cu nimic mai prejos decât locuitorii comunelor administrate de primari PSD. După ce proiectul nu a trecut, vicepreședintele Consiliului Județean Ciprian Florescu a afirmat că liberalii nu au înțeles hotărârea. Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii de la grupul PNL și PMP, am înțeles că de fapt a fost vorba de o chestiune pe care ei nu au înțeles-o foarte bine, au solicitat o dezbatere pe acest proiect, o chestiune firească de altfel, e vorba de niște proiecții, nu este vorba despre niște sume bătute în cuie în ceea ce privește repartizarea din cotele defalcate pe unitățile administrativ-teritoriale. Culmea este că proiectul a fost respins ca urmare a absenteismului de care au dat dovadă toți socialdemocrații gorjeni. Pentru ca această hotărâre să treacă, era nevoie de o treime din votul consilierilor, dar cum ședințele extraordinare nu sunt plătite, o parte dintre PSD-iști nu s-au deranjat să ajungă la ședință.